23. Sunt sigur că a mers, spuse Seldon. Normal. Nu se vor întoarce cu toții la 180 de grade instantaneu. Este nevoie de timp. Dar acum lucrurile merg în direcția cea bună. Am observat asta atunci când am oprit discursul lui Namarty pe stadionul universității. Publicul era de partea lui până când l-am înfruntat cu curaj, deși șansele nu erau de partea mea. Publicul a trecut imediat de partea mea. Crezi că este o situație asemănătoare? Întrebă neîncrezătoare Dors. Bineînțeles. Deși nu am psihoistoria la îndemână, mă pot folosi de analogie și de creierul cu care m-am născut. Iată-l pe primul ministru atacat din toate părțile de acuzații și le înfruntă pe toate cu un zâmbet, râzând. Niciun robot nu ar face așa ceva, deci iată cel mai simplu mod de a răspunde la întrebare. Așa cum e și normal, simpatia a început să treacă de partea lui. Nimic nu mai poate opri acest proces, dar nu suntem decât la început. Va trebui să așteptăm să vedem ce are de spus Sandmaster Furtin. Ai încredere și în privința asta? Absolut.